Am depus la parchetul competent, la DICOT, o acțiune prin care expunem toată înlănțuirea de evenimente și fapte, particularitățile acestei acțiuni de protest și am adresat parchetului solicitarea să facă toate verificările necesare, noi fiind la dispoziția organelor judiciare cu orice alte probe. Reporterii Antena 3 au aflat pe surse că procurorii DICOT au început deja o anchetă. Vorbim în primul rând despre niște verificări pe care procurorii DICOT trebuie să le facă, trebuie să vadă dacă există indicii, probe eventual care să fie luate în calcul și trebuie să evalueze dacă vor deschide sau nu un dosar penal cu privire la acel protest în urma declarațiilor făcute până la urmă de Liviu Dragnea. Liderul PSD a spus că are informații că pe 10 august s-a încercat o lovitură de stat, iar în urma acestor declarații, partidul a cerut ca instituțiile statului să investigheze evenimentele de atunci și să verifice dacă mișcările de stradă au fost finanțate din străinătate. Dezvăluirile din spațiul public au intrat deja în atenția parlamentarilor. Directorul SRI, Eduard Helvig, va fi audiat joi la Comisia Parlamentară pentru Controlul Activității SRI, iar printre temele abordate se numără, alături de protocoalele semnate de serviciu și Pesta Porcină, chiar evenimentele din 10 august. Am văzut și eu ce a apărut în spațiu public. Rămâne să vedem acest lucru, rămâne să vedem dacă serviciul de informații a știut despre acest lucru. Bine, sunt mai multe subiecte. Sigur că în măsura în care o să avem răspunsuri și să putem să le oferim opinie publică, o să facem. Cristian Dide, unul dintre liderii protestatarilor, susține că pentru proteste s-au primit din străinătate doar sume mici, trimise de românii de dincolo de granițe. Da, grupurile din care noi facem parte și asociațiile din care noi facem parte primesc finanțări din străinătate. În ce mod? Noi primim finanțări de la românii plecați în diaspora, sume mici, 10, 15, 50 de dolari. Maximul de donație pe care Evoluție în instituție îl primește, de exemplu, este de 25 de dolari lunar de la o persoană. Luni seara, Luju.ro a publicat înregistrări în care o persoană care susține că face parte din mișcarea #Rezist vorbește despre finanțări de sute de mii de euro pentru